Astăzi vom merge la cumpărături cu un veteran, am putea spune. Este vorba de doamna Sanda Maria Ardeleanu. De ce am spus veteran? Pentru că doamna deputat nu este pentru prima dată alături de campaniile televiziunii intermedia. De această dată ne întâlnim, iată, din nou la clopoțelul sună pentru toți copiii. Vă mulțumim tare, tare mult pentru constanță. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru inițiativa dumneavoastră. Este din ce în ce mai greu, din păcate, să fii elev în România. Părinții au de suportat această povară, din păcate, încă o dată spun, deși școala ar trebui să fie cel mai frumos moment al existenței noastre, acum, din cauza condițiilor care, din păcate, nu mai respectă nici măcar prevederile constituționale, condiții legate de gratuitatea învățământului obligatoriu, școala devine o problemă și mă bucur că intermedia este în continuare pe fază și vine să întâmpine dorințele copiilor și să-i ajute pe părinți. De aceea sunt veteran al emisiunii alături de dumneavoastră și voi fi ori de câte ori se va putea și ori de câte ori mă veți solicita. Cu mare bucurie! Vă mulțumim și în numele Georgianei, fetița pentru care pornim chiar acum să facem cumpărături. Sigur, Georgiana, sper să te cunosc și mă bucur foarte mult că astăzi cu gândul la tine cumpăra un ghiozdan. Ți-l voi umple cu elemente pe care le-am pe care Ministerul Educației l-a lansat pentru acest moment al cumpărăturilor pentru fiecare an școlar. Și sper să-ți placă tot ceea ce alegem noi pentru tine. Clasa 8-a este o clasă grea, un an pe care copiii îl așteaptă și cu emoție și cu ușoară spaimă, gândindu-se că există testarea națională la sfârșit și sigur că ei trebuie să dea un randament sporit. Contează foarte mult să te simți bine în rechizitele tale, în cărțile, în caietele pe care le ai pe birou. Poate că și asta te motivează să depui un efort suplimentar. Nu știu dacă îi place să citească Georgianei, mi-ar place foarte mult să o cunosc, poate ulterior să fac cunoștință cu ea. Și nu știu ce limbi străine face, pentru că i-aș cumpăra un dicționar. Nu știu dacă franceza, engleza, dar vom vedea lucrurile acestea ulterior, poate. Sigur că ghiozdănelul poate fi completat și sunt dispusă să fac acest lucru cu elemente care îi sunt de folos și vor fi de folos în anii următori la școală. Exact cât trebuia pentru a avea un ghiozdan plin și pentru a-i ura Georgianei noroc în noul an școlar, note mari, să facă în așa fel încât să-și dezvolte personalitatea și în același timp să fie și pragmatică, gândindu-se la testele naționale pe care le va da la sfârșitul anului, deci și disciplinele preferate, însă și disciplinele la care se vor susține aceste testări, să fie în atenția ei. Succes, sănătate și multe bucurii, vreau să o cunosc!